găsit, dragii mei, o nouă emisiune Politica lor, viața noastră. De această dată îl am alături de mine pe domnul prefect al județului Neamț, Adrian Niță. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Știu, de obicei, Politica lor, viața noastră este despre cum se implică autoritățile pentru a trăi mai bine, pentru a trăi mai rău, pentru a soluționa unele probleme. Și cum Neamțul ne-a obișnuit în ultimii ani să deschidă cutia Pandorii, așa cum a deschis cu incendiul de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, așa a deschis-o și cu podurile. Și cu piața. Și cu piața, dar după incendiul de la piața din Piatra Neamț, nu chiar au mai fost. Așa. Dar s-au sesizat cei de la prevenție, de la ISU și au intensificat oarecum controlele. La Spitalul Județean de Urgență a curs cu dosare penale, încă nu știm, au ars și alte spitale între timp, au fost incendii și la alte secții din țară. Iată și podul de la Luțca a fost primul pod care a picat, din nefericire, tot în Neamț. Domnule prefect, cât de sigure sunt podurile în județul Neamț? Pentru că știu că la momentul respectiv ați demarat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, ați organizat, ați înființat o comisie care a demarat inventarierea acestor poduri și probabil și situația în care se află ele. Da, așa este, urmarea accidentului tehnic care a avut loc la Luțca. Am demarat această inventariere a tuturor podurilor din județ, fie că vorbim de cele care sunt în administrarea celor de la drumuri naționale, fie că vorbim de cele care sunt în administrarea Consiliului Județean. Și ca o primă impresie pot să vă spun că sunt poduri cu probleme. Momentan n-am identificat poduri care să pună în pericol integritatea sau viața celor care trec prin acea zonă. Asta, Doamne ferește, până într-o zi nefastă. Așa este. Vorbim de 354 de poduri. Foarte multe. Dacă nu mă înșel, cred că suntem al doilea județ din țară ca număr de poduri. Sunt 236 de poduri care sunt în administrarea Consiliului Județean și 118 care sunt în administrarea celor de la drumuri naționale. Acum, în ceea ce privește modul în care ele au fost abordate și până acum, pot să vă spun că în cazul celor de la Consiliul Județean, în ultimii ani, din cele 236 pe care ei le au în administrare, au deja 33 de poduri care au recepția finală gata, adică s-a intervenit asupra lor și mai au încă 18 care sunt în curs de reabilitare sau modernizare, unele dintre ele fiind reconstruite de la zero. Și aici pot să vă dau exemplu podului care duce spre Mănăstirea Secu, un pod de 109 de metri lungime, care inițial a fost construit pentru cu totul altfel, o altă destinație, și anume exploatări forestiere, și care în timp nu mai corespunde cerințelor actuale de trafic. Deci sunt 51 de poduri care au fost reabilitate, asupra cărora s-a acționat. Asupra cărora cei de la Consiliul Județean, ca administratori, au intervenit și le-au reabilitat sau modernizat. Mai sunt două, ca să ne referim și la cei de la drumuri naționale, asupra cărora ei au intervenit, și e celebru pod de la Luț, de la Preluca. Acolo, care a durat foarte mult. Este podul la care se lucrează chiar acum, de la Pângărăcior, care urmează după cel de la Preluca și unde au început deja lucrările la partea inferioară a podului, pentru că s-a luat această decizie în scopul de a nu perturba traficul în perioada de sezon, când mulți turiști merg către zona montană, Văii Muntelui. Mai e podul de la Girov, care, din câte știu și cu toată lumea știe, e un pod cu probleme. A fost licitația pe data de 29 iulie, s-au deschis ofertele, așteptăm să vedem, din câte știu. Se mai aventurează cineva? Sigur că da. Din câte știu, sunt 3 oferte, așteptăm să vedem dacă vor fi contestații, sperăm noi că nu, pentru că acolo este un pod cu probleme și în urma vizitei pe care eu am solicitat-o din partea expertului în teren, atunci când a verificat și podul de la Tupilaț, un alt pod foarte mult discutat,
Acesta, pe lângă restricțiile impuse, a stabilit că este necesară începerea lucrărilor de urgență acolo și că încă un an care ar trece peste pod, și anume ne referim strict la perioada sezonului rece, nu ar fi tocmai ok. De aceea sper eu ca în toamnă să se apuce și să înceapă lucrările și la podul de la Gilov. La podul de la Tupilaț, despre care făceam referire și unde Consiliul Județean de asemenea are un proiect... Este în administrare și a demarat. Este în administrare Consiliul Județean și are un proiect pentru a construi un alt pod acolo. Expertul a spus că nu sunt probleme, a instituit niște restricții, dar nu este un pod care să cauzeze pericol. El, de altfel, se află sub urmărire specială încă din 2009, când au fost instalate 33 de ținte de urmărire. În fiecare an se fac măsurători periodic și se emite câte un raport. Până acum, din tot ce s-a măsurat acolo și din toate raportele care s-au înaintat, s-a constatat că nu există un pericol, nu există modificări ale valorilor care să indice un pericol acolo sau probleme la podul de la Tupilaț, unde, într-adevăr, din punct de vedere estetic, după cum bine știți, când s-au făcut la două dintre piloane lucrări pentru a niște lucrări de cămășuire pentru a stopa eroziunea apei în acea zonă, au rămas partea de cofraj, ca să spun așa, și se văd oribil acei țăruși, mai ales că apa a săpat sub acea cămășuială și îți dă senzația că podul ar sta cumva, picioarele podului ar fi deasupra apei sau în apă. Da, probabil că există... Trebuie să informăm cetățenii că piloanele coboară în jos încă 12 metri, adică nu există un pericol și faptul că într-adevăr acea cămășuială se vede inestetic acolo deasupra apei, nu pune în pericol însă circulația pe acel pod. Vorbeam de cele două poduri care au fost oarecum mult discutate datorită și aspectului fizic. Iată, la podul de la Tupilaț se vede acolo, de ai senzația că Doamne ajută să trec sau să nu trec. La podul de la Gilov, iarăși partea exterioară și de sub pod. Sunt și alte poduri care nu neapărat au un aspect estetic care ne-a ridicat semne de întrebare, dar care ar putea avea probleme la rezistență, la, nu știu, la, pe un râu cu un, nu știu, cu o viteză mai mare care a erodat foarte, foarte tare acea structură de rezistență de care tocmai vorbeați anterior. Până acum, din ce s-a inventariat, nu s-au găsit astfel de probleme. Și probabil s-au inventariat, au început câteva, cu podurile mari. Au început, nu, pe zone. A, ca pe zone, să am înțeles. Nu pot să se deplaseze de mai multe ori această echipă mixtă. Ideea e că sunt poduri, nu cu deschidere atât de mari cum vorbim despre cele de la Gilov, Luțca sau Tupilaț, dar care sunt de mult sub trafic, sunt vechi, mai toate podurile sunt din perioada comunistă. Cu valori de trafic, cred că la 30% pe vremea respectivă. Pe vremea respectivă față când de... au fost proiectate și care timp de zeci de ani de zile nu s-a intervenit asupra lor. Tocmai de asta, coroborat la acest aspect, trebuie să spunem și faptul că, spre exemplu, întâlnind această problemă, am solicitat prezența celor de la ISCTR, de la poliție, să întreb de ce nu se fac mai multe controle. Pot să vă spun, și nu o să vă dau acum care este acest drum, să vi-l specific exact, pentru că nu vreau să creeze acolo o rută acum până se rezolvă problema celor care fac transport și nu respectă... Și poate că au și rezolvat-o, dacă dumneavoastră i-ați întrebat săptămâna trecută. Nu au rezolvat-o și am fost surprins să aflu că pe un drum foarte important din județ, pe care se circulă cu cantități mari de lemn sau piatră, nu există o platformă omologată de zeci de ani de zile care să le permită celor de la ISCTR să-și monteze acea instalație de cântar. Adică, cu alte cuvinte, dacă ei s-ar duce să oprească acolo un om astăzi și să-i dea o amendă... amendă contestată în instanță, ar pierde de fiecare dată ISCTR-ul. Adică vreau să vă spun că și faptul că nu se respectă aceste limite de tonaj și de viteză duce foarte mult la deteriorarea drumurilor și a podurilor și
Mai mult decât atât, cum vă spuneam, surprinderea a fost să aflu că nici măcar nu poți să-i controlezi, pentru că nu ai ceea ce... Nu știu dacă au fost interese, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Cert este că zeci de ani de zile, pe un drum pe care în curând o să vi-l indic, după ce o să termine... ce o să se monteze acea platformă, să sperăm. Din câte știu, săptămâna viitoare, cel târziu, platformele, două. Două vor fi. Pentru că am vrut să fie două acolo, nu neamț. Pe acel drum, care una într-un nod important de circulație, care vizează și alte căi de acces și una spre o altă zonă foarte, foarte circulată de către cei care exploatează lemn și nu numai. Deci săptămâna viitoare o să vă spun și care era acest drum și sper ca, dincolo de ceea ce fac autoritățile, și oamenii să fie puțin mai conștienți de faptul că modul în care exploatăm aceste drumuri ține și de noi. Este și foarte adevărat. Le vom avea în stare bună și în funcție de modul în care noi le exploatăm și le folosim. Este foarte adevărat că întotdeauna schimbarea începe de la noi, dar experiența și poate și un pic ADN-ul poporului român, este mult mai simplu să fie primarul de vină la orice se întâmplă într-un oraș, sau mai nou, ce am remarcat, asta, prefectul este de vină din momentul în care funcția de prefect a fost asimilată și politică. Până atunci era ușor ferită această funcție. Dar dintr-o dată tot ce se întâmplă în județ, prefectul este de vină. Vi s-a cerut demisia de nenumărate ori. Ajungem și acolo, revin la poduri. Da. Apropo de primarul și prefectul sunt de vină, de asta am zis că vi s-a cerut demisia în nenumărate rânduri. Revenind la poduri. Odată cu acest eveniment nefericit, la un pas de tragedie, ca norocul, n-a murit nimeni, au murit niște oi. S-a schimbat ceva și în caietele acelea de sarcini? Adică, eu m-am interesat, este adevărat, nu neapărat o poziție oficială și nici nu pot să o iau drept ca sursă oficială, dar știu că podurile fiind vechi, ceea ce spuneați și dumneavoastră mai devreme, podurile vechi, valorile de trafic dublându-se, chiar poate mai mult decât dublat, este foarte greu într-un pod unde apa macină non-stop să îl faci să mai fie la fel de sigur ca unul. N-ar fi o variantă totuși să se renunțe și să se vină cu proiecte? Iată, PNRR-ul, iată, poate se găsesc bani altfel construit podul. Asta vă spuneam. Spre exemplu, cei de la Consiliul Județean, acolo unde, într-adevăr, starea podului arăta clar că nu mai poate fi și soluția tehnică oferită, pentru că și ei apelează la niște experți, la niște proiectanți. Atunci când aceștia îți spun că trebuie refăcut, ca în cazul celui de la Tupilat sau de la Secu, se va reconstrui de la zero. Și mai sunt poduri, din câte am văzut, pe care ei le-au refăcut de la zero. În același timp, vă spuneam, sunt 354 de poduri. Multe. La nivelul județului. E clar că nu vom putea ca în perioada ceaușistă să construim într-o vară toate. Nu sunt banii suficienți. Faptul că s-au făcut 50 și ceva în câțiva ani e, din punctul meu de vedere, un lucru foarte bun. Știți, avocatul diavolului, 50 și ceva, dintre care unul, cel de la Luțca, iată, așa nefericit. Este, așa este. Acolo trebuie să așteptăm expertiza celor care anchetează cazul. Nu suntem experți în poduri. Și să vedem dacă a fost un viciu în ceea ce privește soluția tehnică sau de proiectare, ori execuția. Neavând această expertiză, nu putem să... Nici nu-mi imaginez că și-a dorit cineva de la Consiliul Județean ca podul să prăbușească. Absolut. Adică ar fi absurd. E clar că ei și-au dorit un pod bun acolo. Apropo de intersecție, înainte de începerea lucrărilor la pod, de intersecția de la Gâdinți, mult discutată și în perioada aceasta, înainte de începerea lucrărilor la pod, s-a făcut acel drum care nu fusese asfaltat și era un drum pietruit, tocmai pentru a oferi participanților la trafic o variantă modernă de a circula. Adică ele au fost cumva gândite. Acum vom vedea care a fost situația acolo și, bineînțeles, cei vinovați vor plăti. Revenind la partea de poduri, e mult, e puțin, atât s-a putut, 50 și ceva de poduri în câțiva ani, de când... În vreo 6. Județean, da. Este condus de Ionel Arsene și cu echipa de acolo.
sperăm ca în continuare ele să fie reabilitate și modernizate, iar în situațiile în care aceasta nu mai poate fi reprezentat o soluție din punct de vedere tehnic pe viitor, să fie chiar înlocuite de la zero, așa cum spuneați. Dar sunt foarte multe poduri. De asta e important ca și noi, cei care le folosim, le utilizăm și care trecem pe ele, să respectăm regulile în ceea ce privește și restricțiile de tonaj sau de viteză, ca să le avem mult timp. Pentru că, evident, dacă vom aloca bani într-o direcție, va trebui să-i luăm din altă parte atunci. Absolut, când nu ajung. Da, dar infrastructura, bine, dacă ar fi fost probleme în sănătate, am fi zis sănătatea este importantă, dacă ar fi fost probleme în învățământ, toate sunt importante. Cumva trebuie găsit acest echilibru. Toată lumea nu va fi mulțumită absolut niciodată, cărcotași se vor găsi peste tot și nici Roma n-a fost construită într-o singură zi. Eu le spun tuturor că mai văd oameni în politică care imediat se panichează atunci când primesc o admonestare sau când sunt criticați un pic mai dur și le spun că nu poți în politica din România să pretinzi să fii ca regina Angliei, spre exemplu, să te iubească 99% din popor. Adică trebuie să-ți asumi intrat în politică și criticile și cuvintele mai dure și e o problemă când ele sunt nefondate și vin din partea celorlalți politicieni. Și când mint sau manipulează, atunci e o problemă. Dar din partea electoratului trebuie să ți le asumi cumva. Absolut, și trebuie să ții cont de ele și pe cât posibil să le dai răspunsurile, nu neapărat cele pe care le așteaptă, ci cele care sunt adevărate, pentru că mai degrabă spunem, nu se pot face toate podurile din neam până mâine. Aveam pretenția ca cei de la ISCTR, spre exemplu, să verifice transportatorii, dar nu aveau la dispoziție platformă. Bun, dar de ce nu au ridicat această problemă? Dom'le, nu avem platforme. Nu știu, nu mă întrebați. Adică, știți cum, copilul care nu plânge rămâne nemâncat. Așa este, dar... Și uitați, apar tot felul... Încercăm să rezolvăm acum probleme nerezolvate, pe lângă cele evite deja, care sunt suficiente și vorbim de secetă, vorbim de... Vorbeați de critici și de laude. De când ocupați această funcție, au fost mai multe laudele sau criticile? Au fost mai multe laudele. Îmi și place să mă implic. Am și o latură umană care mă determină ca uneori, chiar și acolo unde nu e treaba, să intervin, în a ajuta. La început... am și exprimat asta public mai mult, dar ulterior n-am mai vrut să fac publice toate aceste intervenții. De ce? N-am vrut să fie interpretate greșit, pentru că am văzut că o parte... Campanie de imagine își face toată lumea. Știu, dar am văzut că o parte a presei le-a preluat într-un mod nu tocmai ok și am preferat să vină omul sau să mă sune, sau să-mi scrie mesaj, e mult mai suficient. Și să mulțumească decât să... Și să-mi spună și să mulțumească decât să apară în presă și să fie denaturat sau să fie înțeleasă greșit acțiunea respectivă. Cum și eu totuși o să vă întreb care a fost misiunea, cu ghilimele de rigoare, de suflet pe care ați făcut-o de când sunteți prefect. Ce pot zic? Cel mai mult m-a marcat acele acțiuni umanitare cu toți refugiații din Ucraina și acolo, apropo, am primit multe scrisori de mulțumire și multe telefoane și mi-au trimis și din Germania și de pe unde au ajuns și am legat niște legături cu ei fantastice și chiar și prietenii cu unii dintre ei. Asta cred că a fost cel mai emoționant și au mai fost niște cazuri, au mai fost niște incendii, niște bătrâni care... au ajuns să mai aibă casă într-o situație... Poți să fii tot avocatul diavolului? Nu-i treaba prefectului. Nu-i treaba prefectului, dar în același timp, dacă te sună un primar și te roagă, sau o persoană îți scrie pe Messenger... Câți primari care... Vreau să zic că sunt încă oameni care n-am putut să le rezolv problema, pentru că efectiv n-am avut timp și îmi cer scuze, dar cu siguranță niciun apel nu rămâne fără răspuns. Câți primari care nu fac parte din partidul politic din care faceți dumneavoastră parte v-au solicitat ajutorul și i-ați ajutat? Un număr așa, adică nu vă întreb cine și cum. Da, n-aș putea să vă spun un număr exact. Adică sunt deschiși? Dar ceea ce pot să vă spun, nu, la început vreau să vă spun că erau un pic reticenți
în a merge la prefectură, ca să spun așa. Însă, probabil că vorbesc și între ei și au dat seama, după ce am avut primele interacțiuni cu o parte dintre ei, că acele zvonuri, cum că să vezi că s-a schimbat acum prefectul și nu o să mai aveți intrare, o să răzbună, o să... Nu, eu consider că ce s-a întâmplat în trecut nu ar trebui să mai întâmple. Adică, totuși, sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu, un guvern reprezentat de o coaliție. Dincolo de faptul că mai e vorba și de o coaliție, totuși e vorba despre oameni, iar calitatea de om nu ți este conferită în primul rând de carnetul de partid, sunt oameni buni în toate partidele. Absolut. Asta ar fi una. Iar al doilea, cel mai important aspect este că cetățeanul nu are de ce să sufere de pe urma luptelor politice. Așa că dacă îți vine un primar de la PNL, de la USR, de oriunde, de la orice formație politică... Bine, în fișa postului scrie că trebuie să îl asculți. Problema este dacă vă și implicați în a-l ajuta sau cumva merge pe circuit hârtia și așteptăm răspunsul. Nu le țin hârtiile 29 de zile că nu răspund la ziua 30. Revenim la un alt subiect care... Stați să terminăm cu drumurile. Cu podurile. Podurile și drumurile. Bun, vreau să trec la drumuri eu. Ok. La drumuri stăm în felul următor. Consiliul Județean are în administrare 730 de kilometri, 736, dacă nu greșesc, din care în ultimii ani... Face două drumuri de Oradea. Din care în ultimii ani au fost reabilitați sau modernizați 450 de kilometri. Din cei 450 de kilometri, cam 100 de kilometri, 96, parcă sunt foste drumuri de pământ, adică unde nu exista asfalt și acum există drum asfaltat. Mai au un proiect încă 150 de kilometri de drumuri care urmează să fie la fel modernizate. Deci cumva mai mult de jumătate. În ceea ce privește, da, mult, noi vorbim de drumuri, de drumuri județene. Vorbim de drumuri județene. Absolut. Care necesitau modernizare sau reparație. Da. Și care erau niște urgențe și care de zeci de ani unele dintre ele nu fuseseră interveni pe ele. În ceea ce privește activitatea celor de la drumuri naționale, în județul Neamț, pot să vă spun că a fost cea mai accentuată, ca să zic așa, cu rezultatele cele mai bune în perioada 2016-2019, adică până PSD-ul n-a mai fost la guvernare și vorbim de 126 cu 60, cu 73. Acum, mi se pare și un lucru firesc atâta de timp. De 200 de kilometri de drumuri naționale din județul Neamț și probabil că toată lumea știe despre asfaltarea de la Castelul de Apă spre Moțca, despre, adică cam toate intrările din județ, asta s-a dorit. Să fie asfaltate, să fie drumuri. Iar drumurile din Neamț sunt bune. Cârcotașii care mai au, care povestesc despre niște anumite segmente de drum sunt exclusiv cârcotași, nu se pot face. Da, dar era firesc, era guvernare PSD și chiar dacă legea lobby-ului la noi nu este legală, totuși, așa este. La nivel uman și normal și firesc, se face lobby dacă un... Și mi se pare firesc și iată, am avut norocul ca pe o guvernare de mai lungă durată, deși atunci s-au schimbat miniștrii foarte, foarte des, nici n-aș ști, între 2016 și 2019, să-i enumăr chiar pe toți cei care au fost la transporturi, este foarte bine că s-a făcut. Diferența adică... este că ulterior a venit un alt partid la guvernare. Absolut. Partid care și-a numit, spre exemplu, director inclusiv la DRDP Iași. Da. Și în județul Neamț s-au mai făcut lucrări pe doar 23 de kilometri. Adică de la 200 la 23. Dar ce lungi au fost cei 23. Da. Adică astea sunt diferențele. Da, dar iarăși mi se pare un lucru firesc, pentru că probabil că a venit rândul unui județ cu președinte de Consiliul Județean PNL, unde s-au redirecționat banii, pentru că la noi întotdeauna se vorbește despre greaua moștenire și ce rău a fost înainte și întotdeauna nu se termină proiectele, mă, că a fost UDMR, că a fost asul de treflă. Bun, dacă da, a început un lucru bun, termină. Vă întreb și eu, drumul acesta de la Bicaz la Poiana Largului trebuia terminat? Da.
a stat un an și jumătate blocat, sugerându-se și spunându-se exact în clar că sunt mari probleme acolo. Și după aia s-au rugat frumos, s-au găsit probleme. Și după aia s-au rugat frumos să reînceapă, știu. Da, și acum ne chinuim și reușim, sperăm acum în toamna asta, să-l redeschidem traficului ca să mai descongestionăm un pic situația din tot județul. Da, dar iată, aici nu mai conta cine e președinte de Consiliul Județean. Exact. În alt județ. Eu aia am zis că la noi ar fi bine să nu se mai vorbească de grea omoștenire și să se continue proiectele care, chiar dacă, iată, lobby-ul a mutat oarecum interesele spre Iași, unde președinte de CJ este PNL, sau spre, nu știu, undeva, că așa e rotația, să se dezvolte acolo, toată România. Acolo s-a dezvoltat acest proiect. Erau inițial 73, cred, de puncte de calamitate. S-au turnat la adâncimi de 25 de metri coloane forate. Cred că mii de coloane s-au turnat pe acest segment de drum, tocmai pentru a-l stabiliza. Adică a fost o investiție foarte serioasă, de care ar fi trebuit să se bucure tot județul și cei care trec pe la noi. Ei, a fost blocat. Între timp, suntem în pericol și au mai apărut alte puncte de calamitate, pentru că natura își face datoria. Și un drum neterminat creează probleme. Poate fi ușor deteriorat. Și atunci, cui a folosit tot acest blocaj? Dumneavoastră sunteți în politică, dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebarea. Bun. Trecând peste toate astea, v-am făcut așa o mică radiografie ca să înțelegem. Oricum, axialul sunt felicitările mele, n-am crezut vreodată. Deci, e promis din... Da, nu am crezut. Credeți-mă că promisiuni, scoatem promisiunile, câte promisiuni s-au îndeplinit. Dar axialul, iată, a fost chiar o surpriză plăcută. Și axialul, și drumul DG127, care iese de la Dămuc spre vecinii noștri, și cel de la Bicazul Ardelean, care iese spre Tulgheș și va scurta foarte mult acea rută spre Ardeal. Practic e o altă variantă spre Ardeal. Multe drumuri. Și drumul Talienilor, care la fel spre Suceava va fi o nouă variantă modernă de a circula și va scurta și acela drumul. Foarte, foarte multe drumuri. Și axa rutieră 3, cu strada, celebra stradă Izvoare, care a fost asfaltată tot de către Consiliul Județean. Da, dar era în... A fost preluată de la primărie și introdusă în axă. Asta e povestea străzii Izvoare. Da. Strada Izvoare a fost a primăriei, orașului Piatra Neamț. A fost preluată de Consiliul Județean, dacă nu mă înșel, în 2019, în iarnă, când s-a depus proiectul pentru axă. Apoi toată lumea a exploatat acest lucru și a sărit în capul Consiliului Județean ca și când s-a așteptat cineva ca acest proiect, care să ajungă la maturitate, are nevoie de 2-3 ani. Și era integrat într-o parte mai acolo. Mare. Adică, nu putem, adică nimeni asfaltat. N-a oprit primăria să rezolvă problema acolo pe acea stradă. În schimb, după ce au predat-o și au luat-o alții ca să o repare, au început să îi înjure pe ea. Asta s-a întâmplat de fapt. Acum este asfaltată. Trebuie să menționez pentru cei din Izvoare că sunt mulți care îmi scriu și îmi semnalează faptul că încă nu s-au rezolvat problema cu intrarea pe proprietățile lor. Sunt prinse în proiect, deci vor fi făcute tot de către constructor. Nu trebuie să interveniți dumneavoastră și nici să vă faceți griji, dar odată cu înaintarea proiectului se vor rezolva și aceste probleme. Deci nu trebuie să vă îngrijorați. Da, a arunca așa cu noroi sau a îți asuma meritele se învață la școlile de vară ale partidelor politice? Pe vremea când mergeam eu la școală de vară, nu mai știu câți ani au trecut. Puțin, 2-3 ani. Nu se învăța asta. Am avut șansa să învățăm lucruri mult mai folositoare și utile. Și totuși ați fost coleg cu foarte mulți dintre cei care astăzi au învățat și alte lucruri. Așa este. Am fost coleg cu mulți, și cu actualul primar al orașului, și cu viceprimarul. Și care dintre ei? Cu domnul Irimia. Așa. Domnule Hăduș, nu eram politic atunci. Cu domnul Ienache, mai greu. Foarte, foarte mulți au fost colegi într-o organizație de tineret, ce-i drept, dar au beneficiat. Teoretic, școala PD-ului, nu? Da. Da, de la început, ulterior, în acea fuziune cu... Eu zic școala PD-ului pentru că PD-ul a fost partidul care mi-a plăcut mie cel mai mult. Era inițial un partid care a plecat frumos, bine, ca nu? Să zic exact, așa. Era exact. Partidul primarilor, era... Țin minte că atunci când am început... Boiem. În Piatra Neamț aveau zero consilieri locali, adică stăteau foarte prost.
ulterior a crescut și a ajuns să aibă și rezultate. Aveți prieteni și de la școlile de vară, chiar dacă vă bălăcăriți, dumneavoastră nu, că nu sunteți o fire conflictuală, dar chiar dacă politica vă împinge la a vă lupta în tot felul de mesaje, mai sunteți prieteni cu colegii din școlile de vară? Trăim într-un oraș mic, da, într-o comunitate mică, în care mi se pare absurd să intru în niște polemici cu oameni pe care s-ar putea să-i întâlnesc peste puțin timp s-ar într-un magazin, colegi în de piață, partid peste sau, puțin da, timp. Eventual. Și atunci, de asta a fost și problema cu acele calomnii și cu minciunile acelea care s-au proliferat și din plin s-au proliferat în presă și pe toate conturile de socializare asumate de către foarte mulți din PNL. Și mă refer la cea legată de lucrările de la podul de la Horia, spre exemplu, unde primarul Leonard Achiloae, care și el mi-a fost coleg în PD, da, a ieșit și a spus, a asumat, domnule prefectul a dat ordin ca să înceapă lucrările, ca să îi enerveze pe Romașcani și... Dar prefectul poate să dea ordin? Nu, dar nu că nu, poate să dea ordin. Vorbim așa, prefectul poate să dea... Dar nu sunt în subordinea mea cei de la DRDP. Mai mult decât atât, era acolo un contract pe care trebuiau să-l urmeze cu niște termene de execuție, cu o firmă care a câștigat o licitație, eu nu pot să mă duc să mă implic, așa cum se întâmplă și cu Gădințu, dar o să ajungem și acolo. Vreau să ajung și la intersecție, dar mai e detenționat așa. Unde sunt niște pași de parcurs și e vorba de avize, e vorba de proiectare, e vorba... care par niște nimicuri, dar care mănâncă timp. Și legile bune, proaste, trebuie respectate. Adică da, oare, nu pot să intervin la un moment dat, să-i cei care, pe care i-am trimis în Parlamentul României ar putea să nu își mai facă selfie-uri în sălile de plen și să mai lucreze la birocrația asta. Iată, problema cu podul. Luăm podurile. Hai problema să facem... Problema cu podul, problema da, cu ISCTR-ul. Da, exact. Sunt 6 sau 8 inspectori acolo care ar trebui să se ocupe de, vă spuneam, numai pe DJ-uri. Sunt da, 730 de kilometri de drumuri în județ. Ei, imaginați-vă că oamenii ăștia, nu vreau să vă spun câte instalații de cântărire au, că ar zbârnii pe aici. Ar fi, da. Da. Dar camioanele. Ca idee, dar de ce nu? Ei sunt 8. La ISC sunt vreo 5 sau 6. Adică eu înțeleg. Sunt zone unde, într-adevăr, administrația este suprapopulată. Și o să dăm exemple mai târziu. Prin ministere, prin parlament. Exact asta aș fi vrut primării, să spun eu. Sunt multe primării nu se de poate comune unde... Citând... Sunt primării de comună cu 47 de angajați. Este incredibil. Adică... Și sunt instituții care încearcă să-și desfășoare activitatea, garda de mediu, sunt puțin și acolo. Cu 7-8 oameni... Și ea nu prea fac nimic. Nu poți. Să veniți în emisiune să explicați ce faceți, dacă mă contraziceți. Nu poți să le ceri unor oameni să inspecteze 354 de poduri, că asta trebuie 8. Să dedice lumea. Da, adică alții să controleze care e starea altora, să răspundă la reclamații. Să fie noaptea, adică că doar transporturile și ăștia au trebuie să fim realiști. Mecanismul lor. Lumea nu cunoaște aceste detalii, dar sunt bugetari, poate care stau degeaba și sunt cu siguranță. Împing aerul la deal, sunt nu stau pile degeaba. Care cunoaștem această situație de mult timp, dar sunt instituții care ar avea nevoie de oameni mai mulți. Dacă sunt instituții care ar avea și nevoie munca și de plată de o finanțare mai... De o finanțare mai bună, de o salarizare mai bună, de un nivel de salarizare mai bun. Lumea trebuie să știe că în aceste instituții care ar trebui să se ocupe și care sunt foarte importante, și mai sunt exemple, OPC-ul, sunt foarte multe. Da, sunt și foarte, la OPC, sunt foarte puțini angajați. Sunt foarte puțini, adică da. Cei care sunt importanți nu au cu cine să iasă în teren. E, dar da, câți purtători de cuvânt sunt? Păi nu prea sunt. A, sunt și purtători de cuvânt. Știți ce se întâmplă cu purtătorii de cuvânt? Am văzut că, spre exemplu, am încercat o colaborare cu presa de când sunt prefect și am fost transparent, am făcut acel grup de presă, am dat la toată lumea aceleași informații, am răspuns la orice oră la telefon, pe care am văzut că sunt cel mai criticat și atacat. Și am zis, bă, înseamnă că eu greșesc undeva. Să știți că în alte județe, pe grupurile de presă din care fac eu parte și sunt 7 județe, doar adminul poate trimite informări. M-am gândit și la asta, dar am zis... Se vor supăra. Vor face un grup separat, vă vor bălăcări acolo, nu voi face parte din grup, nici nu-mi doresc.
Dar măcar nu vă mai țuie telefonul tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Nu mă deranjează când țuie. Dar eu nu înțeleg de ce vorbesc între ei pe grupul ăla. Asta că practic unele lucruri nici măcar nu vi le adresează dumneavoastră. Da. Ei, am încercat toate aceste lucruri și metode de lucru ca să eficientizăm, să fim transparenți, să transmitem mesajele în timp real, să le afle toată lumea, să nu facem discriminări. N-a fost ok. Ba mai mult, ședințele de colegiu prefectural s-a ajuns... Sunteți primul care le face atât de publice. Toate au fost într-o măsură sau alta publice. Am luat decizia, domnule, nu pot, pentru că a fost una și le-am transmis celor care prezentau raportul. Vă rog frumos să transmiteți către presă tot ce ați prezentat în bilanț. E normal să știe lumea, să fiți transparenți. Și mi-a zis, stați puțin, că noi nu putem, că trebuie să cerem de la București. Zic, domnule, dacă trebuie să ceri de la București și celor din neamț de aici unde lucrezi și pentru care muncești, unde e relevantă activitatea ta, nu mai veni la ședințele astea, nu mai prezenta mie bilanț, du-te și prezentă la București. Ok, au înțeles, am zis, de săptămâna viitoare le fac publice și invit toată presa. Cum mi se pare normal să fie. Și am și invitat. De când am, până să le fac publice, s-au prins absolut mulți din presă. Cât s-au venit? Când le-am făcut publice, au venit doi. La ultima n-a venit nimeni. Nu erau vacanță. Ca să înțelegeți. Și toate astea au fost pentru că, așa cum spuneam, nu mi se părea normal că până acum se practica, veneau la prefect și spunea, uite domnule ce am făcut eu anul ăsta, și ieșea prefectul într-un comunicat și spunea ce a făcut altul cu munca lui. Și am zis, doamne, e munca dumneavoastră, trebuie să vă prezentați dumneavoastră. Da, instituțiile din subordinea prefecturii și oricum știu mai bine să explice. Bineînțeles. Și cumva sunteți doar, nu știu, sunteți deschizător, coordonați. Aia este și ideea, să-i puneți la aceeași masă. Da, dincolo de asta mi s-a părut un pic de porc, ca să zic așa, să mă apuc să mă laud cu munca lor și să ies eu cu comunicate. Cu suntem plini de specialiști, în război, în pandemie, în ce mai sunteți specialist? În agricultură. În agricultură vorbim și de segeta pedologică. Dar Neamțul a fost printre primele județe care a trimis raportarea la Ministerul Agriculturii. Știu, da, am avut noroc de un profesionist acolo care, din păcate, chiar de pe 15 a fost ultima lui zi de muncă și vorba de domnul director Tălmăcel. Agricultori devotați. Da, de vocație, adică oameni care știu cu ce iubesc, se mănâncă și iubesc. Și iubesc meseria. Păcat. Cine va fi la Direcția Agricolă? Știm? Nu știm. Nu știm. Nu știm. Nu știm. Dar veniți nu știm, aici și da, spuneți cine va fi. Cu siguranță îl vom consulta, adică mi se pare normal. Oricum nu vor fi pe criterii sigur, politice. Sigur, nu va fi inginer constructor. Nu că sunt cazuri, adică... Nu, sigur, nu va sigur, fi. Sigur, va fi sigur, vorba sigur. Tot de specialiști, probabil, și cu siguranță nu pe criterii politice. În funcție de pregătire, eu mi-aș dori prin balerină, se poate. Ca să fie consultat și el, dacă se poate. Puteți cumva ca să, știți cum că și ieșirea asta la pensie, puteți să-i dați și un rol consultativ, inclusiv în viitoarea... Nu, este un profesionist de săvârșit. Absolut. Este o pierdere, să știți, pentru absolut noi, din punctul ăsta de vedere. O să ne lungim foarte mult cu emisiunea, revenim la intersecțiile morții. Da, și-ar fi de spus acolo. Ne place cu intersecțiile morții. Drumurile place, în România, nu ne place. Nouă celor din presă, vorbeam eu în numele câtorva colegi, în numele tuturor, să nu mă acuze. Drumurile în România, știți foarte bine, sunt extrem, extrem de periculoase. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de accidente rutiere, pe orice fel de drum. Mașinile din România sunt extrem, extrem de vechi sau extrem, extrem de noi și de scumpe și pentru că avem posibilități financiare scumpe, noi apăsăm pedala de accelerație fără să mai ținem cont că de pe drumul comunal va trece Nea Ion cu căruța și cu fânul, că Doamne iartă-mă, cum să treacă omul ăla cu fânul acasă altfel. Cele două intersecții care au făcut au fost deschidere de jurnal, mă rog, cap de afiș. În ultimele zile, accidentul nefericit de la Gâdinț, nu este primul accident mortal din Neamț, din nefericire nu va fi nici ultimul. Din păcate, acolo nu este vina victimei. Trebuie să spunem și asta, acolo cel care nu a acordat prioritate și a ieșit, a greșit. Și intersecția de la Girov. Cum se mută semafoarele? Ce facem cu semafoarele? S-a stabilit de către cei de la DRDP ca intersecția de la Girov să devină sens giratoriu. Și au făcut toate demersurile în acest sens.
Din câte știu, și iarăși eu fac asta pentru că merg pe încredere și cu cei cu care lucrez, și așa cum anunțam acum o lună și că se va, în 14 că se va pune, zile da. Da, se va pune semaforul. Acum mi-au zis că 14 zile era vorba de proiectare. Ok, am înțeles. La Girov, din ce înțeleg, săptămâna aceasta ar trebui să se rezolve problema cu sensul giratoriu. Adică se pun acele improvizații... Adică s-au eliminat acele insule delimitatoare care existau înainte. Da. S-a făcut proiect, s-au luat toate avizele de peste tot de unde era nevoie. S-au urmat pașii legali, n-avem ce să facem, așa vă spun. Bine, și fără avize ar fi un haos la cât știm noi să mergem pe marginea legii. Cred că e mai bine să le avem. Și înțeleg că săptămâna asta se va termina acolo. Tot săptămâna asta, ei încercând să mute, să relocheze acele semafoare la Gâdinți. Intersecția de la Gâdinți, unde și acolo înțeleg că au terminat cu tot ceea ce însemna parte de avizare și proiectare. Așa încât sper ca să nu mai creeze probleme aceste intersecții. Vor fi alte intersecții care vor crea probleme. Ele acum sunt semnalizate, adică n-au fost niște intersecții nesemnalizate. Întotdeauna au fost. Numărasem la Girov, la un moment dat, cred că erau 9 semne, doar cum mergeai dinspre Doina spre Dobreni. Da, adică adevărul e că cea care intersectează drumul spre Roman, îi cumva de acolo nu se opresc la stop, n-am înțeles de ce. Cred că apreciază greșit distanța și cei care vin dinspre Piatra Neamț, având acolo și, vale. Și pantă, accelerează un pic sau vin cu o viteză cam mare și atunci cei care ies dacă vreți să mergem pe partea mistică, eu am auzit că acolo ar fi fost acum nu știu câte sute de ani și un cimitir și că de aia se întâmplă accident. Adică românul găsește explicații la absolut oricum, orice. Deci se va rezolva. Pentru că s-a vorbit mult despre aceste intersecții și despre măsurile pe care ar fi trebuit să le ia prefectul și nu le-a luat și s-a mințit mult. V-ați dus în intersecție să stați acolo un pic. Vreau să vă spun că încă din data de 14-6 am emis o hotărâre, tocmai care lua în calcul și această intersecție de la Gâdinți. Pentru că această hotărâre care se poate găsi și consulta este cu numărul 31, se poate găsi chiar pe site-ul prefecturii, adică tot ce vă voi povesti astăzi este susținut acoperit cu documente. În ceea ce privește acuzațiile celor de la PNL, care iarăși au fost un pic cam dure și îmi pare rău că... Eu cred că nefericit omul care lucrează la comunicare, nu este rea intenție, dar cred că au fost mânați așa cumva de... le-a plăcut cum sunt. Da, dar totuși uitați, să ieși și să spui despre o persoană că n-a făcut nimic și că este autorul moral al acelui accident... Mi se pare un pic accidentului de la Gâdinți. Da, mai ce ales... scuze, nu citesc comunicatele de presă a niciunui partid politic. Vă cred. Pentru că sunt doar minciuni. Este vorba că despre faptul că tu, în calitate de prefect, era semnalat de către o publicație în 4 februarie 2020 că intersecția morții de la Girov, spre exemplu, va fi semaforizată. A durat un an de zile. Avizele. Nu știu ce. Nu știu, nu vreau să vorbesc ca da. Dar a durat un an de zile până s-a montat, în perioada când tu erai pe aceeași funcție și vii acum să reproșezi unuia care a făcut tot ce trebuia din punct de vedere procedural și care nu se poate implica peste activitatea unei alte instituții. Dar știți că nici el nu s-a putut, nici dumnealui nu s-a putut implica la momentul respectiv. Bine, dacă tăcea, filozof rămânea. Știți cum e... E o problemă. Poți greși o dată, poți greși de două ori, dar văd că disperarea e foarte mare și au ajuns ca la orice se întâmplă să fiu eu vinovat. Mai mult decât atât, demisia mi-o cer în fiecare săptămână pe tot felul de motive. Ba, am împărțit banii, pentru alea o să-i dau o judecată, atât pe ei cât și pe primarii care au distribuit. Pentru că, păi da, pentru că n-am de ce să răspund. În primul rând, nu-mi stă în caracter să intru într-o astfel de polemică și să ne bălăcărim public. Și totuși... Oamenii s-au săturat de astfel de circ politic și atunci trebuie undeva să existe un punct zero. Și eu consider că trag un semnal de alarmă, o să-i acționez în instanță
Și o să acționați sau îi vei acționa? Am discutat cu avocatul, am semnat. Adică urmează să îi acționeze. Urmează să se stabilească, să îi acționeze, să stabilească termen. Poate se învață să nu... Se învață toți politicienii să nu se mai bălăcărească între ei. Dar nu numai dacă ieși și vorbești despre cineva, să nu mai minți. Adică nu ieși să spui că a dat Niță ordin la Roman să se facă lucrările luna august ca să îi nebunească pe romașcani. Acum, apropo de asta, am văzut că știau. Adică domnul Leoreanu, spre exemplu, a declarat că discutaseră încă din mai cu cei de la DRDP. Eu n-am discutat în mai cu cei de la DRDP. Nu era. Și încercaseră... Eram. Era și, da, și încercaseră să găsească soluții și să stabilească termene. Drept urmare, acum mi-au spus cei de la DRDP, domnule, nu putem să o ducem în septembrie. Că i-am întrebat și eu, ce se întâmplă la bune acolo? Nu, începe școala, o să fie și mai mare tamtamul. Pe urmă, cei care merg cu sfecla spre fabrica de acolo, iarăși o să fie o problemă mare. A, că se începe recoltarea începe campania, și... Da, începe campania de toamnă. Adică sunt niște chestii gândite, dincolo de faptul că am înțeles de la ei că aveau societatea respectivă care a câștigat prin licitație acea lucrare și care răspunde și trebuie să dea o garanție de 15 ani la acele rosturi, au un termen de execuție stabilit, adică nu pot să intervin eu la o firmă din nu știu ce județ să-i spun fă, nu fă. Vreau să vă întreb dacă sunteți vinovați și de cozile care au fost între Bulgaria și Grecia. Da, probabil că sunt vinovat și pentru cozile de acolo. Că tot în concediu mergeau și oamenii. Da. Știți care e problema, ca să revin la ce spuneam? Poți să ai declarații politice. Absolut. Sunt de acord. Poți să ai declarații politice. Poți să mă critici. Poți să vorbești, poți să fii și dur, dacă vrei, dar numai un lucru, nu minți. Și dacă tot minți, nu împărți după asta la tot partidul ca să dea această minciună. Nu mai vorbesc că dai și la presă semnat și asumat un comunicat de presă în care minți. Și asta e vorba de cel de la Roman, cu podul, să știți după care a urmat imediat unul cu bani împărțiți de către CJ, unde mi s-a părut iarăși de noaptea minții. Ce implicare aveți dumneavoastră la împărțirea banilor de acolo? Absolut niciuna, pentru că prefectura nu are nici atribuții, nu are nici responsabilități în sensul ăsta și nu are cum. Și totuși sunt localități care au primit zero. Da, sunt localități care pe au primit zero. Pe ce criterii s-au făcut împărțelile astea? Nu știu pe ce criterii, dar urmând după acest episod, m-am uitat și eu și m-am interesat. Ei, ce am putut să constat? Pentru că, apropo de fariseism și de lipsă de decență până la urmă, cum poți să ieși să spui că ți-a defavorizat UAT-ul, Unitatea Administrativă Teritorială, conducerea CJ-ului, să mai și minți că eu de la prefectură am împărțit bani, când la hotărârile de guvern anterioare tu ai făcut nu același lucru, un lucru cel puțin, să spunem, de aceeași manieră. Adică, să vă dau un exemplu. S-au plâns... Adică pe același principiu că s-au făcut mulți kilometri de drumuri județene când guvernul era PSD și, iată, am fost norocoși să ne aflăm în tren, pe același sistem n-au primit primarii PSD când... Nu știu, eu n-am discutat cu cei de la CJ, dar eu bănuiesc că odată ce au văzut că în 2021, în urma acestor hotărâri de guvern, primăriile care acum au luat puțin mai mulți bani au fost nedreptățite și au luat 0 sau 50 de mii de lei, probabil că s-au gândit să facă cumva o echilibrare. Pentru că tocmai ce clamau cei de la PNL că s-a întâmplat și localități cu o pondere mare în ceea ce privește numărul de locuitori sau contribuția la bugetul de stat au primit bani puțin, mă uit la hotărârea de guvern dată în timpul guvernării PNL și văd că s-a dat cumva complet politic. Nu știu dacă... Tot politic. Nu știu, dacă cei, de la, nu știu dacă de la CJ, cei de la CJ au vrut acum să îndrepte această nedreptate. Pentru că, cum vă spuneam... Împărțelile se fac... Primăria Piatra Neamț. Împărțelile se fac politic întotdeauna. Eu nu înțeleg de ce... A primit 10 milioane. Oamenii atunci politici încă se mai fac mirați, vai, nu ne-a dat. Păi nu sunteți voi la butoane. Când sunteți voi, dați voi la ai voștri. Primăria Piatra Neamț a luat 10 milioane. Acum a primit 200. Târgu Neamț a luat atunci 100 de mii. Și acum a primit mai mult. Și acum a primit 1 milion. Da.
Asta vă spun. Mă gândesc că există varianta în care Consiliul Județean acum să fi dorit să îndrepte ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar nu știu, voi să vă contrazic. Dar nu este dorința de a dori să se îndrepte ceva. Întotdeauna împărțeala asta se face politică. Și de aia se fac și alegeri și de aia când e guvern PSD o duc mai bine județele PSD, când e guvern PNL o duc. Eu nu înțeleg acum dacă au reușit să cadă ăștia semi de acord la nivel central, de ce încă se mai duce lupta la baionetă în județe? Nu știu, oricum, în județe, că mai sunt județe. De aici până la a spune că eu am împărțit banii de la prefectură, e o cale lungă și vor trebui să demonstreze și asta în instanță. Asta îmi pare rău pentru că niciodată, adică întotdeauna mie mi se pare că un conflict ar trebui să ducă la o chestie pozitivă, dar conflicte așa de aiurea și chiar duse în pragul calumniilor mi se par de neacceptat și fiecare să tragă după, adică dacă a fost viteaz, așa cum vă spuneam. Nu, dacă a fost viteaz în momentul în care și-a asumat niște afirmații, așa să fie viteaz și în fața judecătorului, să fie viteaz și după, doar că reprezentant al social-democraților, reprezentanța ai PNL-ului, s-a săturat lumea. Inclusiv eu m-am asta săturat și eu lucrez, adică cumva este și o datorie de serviciu să citesc. Mamă, m-am săturat să citesc mizeriile. Asta deci m-am săturat, nu le mai citesc. Eu nici nu le mai răspund, nu doar că nu le citesc. Da, dar îi chem în instanță, că da, acolo și ca idee să câștige și avocații câte un pic. Iată, săptămâna trecută, un alt eveniment nefericit, tot pe teritoriul județului Neamț. Și anume, acea cădere de stâncă din cheile Bicazului peste acel sărman cu familia mea, mi s-a părut... Da, un accident, un ghinion teribil. E vorba despre acea bucată de rocă care s-a desprins și a băgat un om în comă profundă. Comă, da. Acolo este vorba de un accident care s-a produs pe teritoriul administrativ al județului Neamț. Acolo e struță Cămilă, pe care n-am înțeles-o, vă rog să o mai explicați odată. Dar care s-a produs pe un sector de drum administrat de către cei de la secția de drumuri naționale Harghita, care sunt... Ține de Brașov, țin nu de Iași. Ține de pe Brașov. Ei, ce se întâmplă acolo? M-am interesat, am avut și o ședință de comitet județean pentru situații de urgență, pentru că vrem să preîntâmpinăm ca eventuale astfel de accidente să se mai repete și le-am cerut să ne spună ce măsuri au luat în ultimul timp, tocmai pentru a evita astfel de accidente. Deocamdată n-am primit un răspuns de la cei de la SDN Harghita, am primit de la cei de la DRDP Iași, prin secția de drumuri naționale Neamț, și am aflat că aici, pe partea administrată de către cei de la Neamț, în 2019 s-au efectuat niște lucrări de rânguire. Să înțeleg și eu. Acum vă explic. Alpiniști au urcat pe versanți. Și au văzut dacă se mișcă sau nu se mișcă. Versanții de roci care ar fi putut să cadă sau erau în pericol să pună viața sau integritatea participanților la trafic. În 2019. Asta s-a întâmplat preventiv. Ulterior, tot preventiv au solicitat în 2021 alocări de fonduri de la DRDP Iași pentru a monta și plase. Nu știu... strică frumusețea acum, Doamne, iartă-mă! Cred că e importantă siguranța. În ceea ce privește plasele, cei de la DRDP Iași prin secția de drumuri naționale Neamț au niște lucrări care se desfășoară chiar în momentul de față, cred că pe DN17B, la izvorul muntelui, nu, la Poiana Teiului, unde montează astfel de plase. Și da, dar nu sunt cheile Bicazului, acolo este totuși un parc. Acolo de-aia mergi nu să vezi o plasă, de-aia mergi să vezi frumusețea naturii. Știu plasele care sunt peste tot unde sunt căderi de-astea de rocă, măruntă sau așa. Dar totuși dacă închizi cheile Bicazului Nu se pune problema să le închidem, dar trebuie luate măsuri acolo unde este necesar. În afară de asta, în ceea ce privește problema comercianților de acolo... Au autorizație sau nu au autorizație? Primarul spunea că nu au autorizație. A fost un control al celor de la ISC în luna aprilie, care a constatat clar și a determinat că cei de acolo nu au autorizație de construire. Eu le-am cerut
explicații celor de la DRDP Brașov să-mi spună cum au primit aviz de funcționari, pentru că ei susțin că au un aviz de la DRDP Brașov. Și să-mi spună și mie cum au primit aviz de funcționari acolo, în zona de siguranță a drumului, pentru că dincolo de căderi de pietre sau roci, faptul că opresc acolo turiști mașinile, chiar pe marginea drumului, cobor din mașină, da, intri pe partea carosană, reprezintă deja un pericol. Da. În plus, singurul noroc este viteza mică care se circulă pe acolo. Știu că sunt 30 de dosare penale deschise în acest sens, comercianților de acolo, și asta cu ceva timp în urmă, și mai e dosarul penal deschis acum pentru vătămare corporală din culpă în urma accidentului care s-a produs săptămâna trecută. Deci bun, așteptăm da, relații de la... Bicazului fără acel talcioc, de prost gust. La un moment dat erau doar produse tradiționale, dar acum să mă duc în cheile Bicazului să-mi cumpăr breloc cu steaua FCSB. E plin și de chinezării, adică nu sunt cele mai... estetice lucruri sau care să pună în valoare... Da, probabil că au vânzare, altfel n-ar sta. În același timp, totuși, discutam cu cineva și cred că într-adevăr, pot să le vândă și dacă nu sunt chiar în cheie, acolo să stea să oprească lumea sub stânci ca să cumpere. Adică ar putea să și le și acolo să le amplaseze. Exact, nu știu, vreo o parcare sau acolo un refugiu poate, ca să poți să faci de observație, niște... poți să faci niște fotografii, să te odihnești, dar nu să oprești mașina pe marginea drumului ca să te oprești să cumperi breloc sau, nu mai știu, niște produse făcute în China, că măcar dacă ar fi meșteșugar, că dacă aș vedea de la Târpești sau de pe aici, de prin zonă, sau chiar cu specificul zonei Harghita, da, domnule, e în regulă. Dar așa, dar respectați legea, niște, nu le-am plasat fără autorizație, adică trebuie adus cumva și puși în legalitate și acești comercianți. Sunt niște țigănii, că tocmai ce se luptase... Mult chici. Dar asta este România, ne-a invadat și nu... doar ține de fiecare dintre noi, așa cum schimbarea stă în fiecare dintre noi, exact așa și educarea asta a comportamentului consumatorului ține în fiecare dintre noi. Atâta timp cât eu cultiv chiciul și îmi cumpăr 7 mărgele la 30 de bani, când pot să-mi cumpăr una la 3 lei, atunci vom fi invadați și vom vorbi aruncând ligheanul pe scări. Concluzia este, în ceea ce privește zona respectivă, că aștept răspunsurile de la cei de la... Și veniți să explicați. Brașov, da, de la administrația parcului, cheile Bicazului Hășmaș, și vreau să identificăm exact cine ar trebui să se ocupe acolo și pe zone, unde ar trebui, să vedem care este situația cu comercianții, eventual să fie demolate și mutate de acolo, astfel încât să intrăm în legalitate și să nu mai punem în pericol viața turiștilor. Mașela a fost un ghinion. Sunteți conștient, teribil, exact teribil, așa cum s-a întâmplat și la nu știu ce parte de distracții. Cred că în Germania, de curând, cum a căzut și telefericul din Italia, adică sunt ghinioane, dar care ar trebui să ne trezească și să rezolvăm, iată, din problemele astea. Ați aflat câți lucrători controlează mașinile și cât sunt. Da, adică sunt cumva să se rezolve. Luni, ele vin, da, problemele nu se termină niciodată, dar în același timp trebuie să se vadă o schimbare. Bun, domnule, ai fost acolo câteva luni, ai aflat, ai făcut ceva, ce ai făcut? Ai amplasat platformele astea, poate să cântărească ea, să le dea amenzi, să nu mai treacă, să distrugă podurile și drumurile. Apropo de adică ce ați făcut... să nu fii doar agent constatator. Da. Ce ați făcut? Am observat de ceva vreme în mediul online, nu vă citesc comunicate nici ale dumneavoastră, nici ale celorlalți, dar astăzi domnul ministru Cechi Otilop pune un comunicat de presă, mâine pune PSD Neamț, poi pune PNL Neamț, astăzi pune domnul ministru al dezvoltării comunicat de presă cu sumele alocate, cu proiectele PNRR-ul Angel Salini, mâine pune PNL-ul, s-a trezit mai repede, poi mâine se trezește PSD-ul. Nu v-ați săturat să puneți doar sume și proiecte? Vă întreb pe dumneavoastră cum să sunteți aici. Când va veni un reprezentant al celui partid politic, o să-l întreb și pe el. Pentru că domnul ministru le dă înaintea voastră, deci se știu alea. Numai chiar vă ia atâta să faceți cartoanele alea? Este probabil o meteahnă de care nu se va scăpa foarte curând. Și anume faptul că fiecare își arogă niște merite, și dorește să iasă primul cu ele. Ministrul este UDMR.
Da, știu. Să știți că toate cele proiecte pe care le câștigă BAPNL-ul, BAPSD-ul la Neamț, aceleași ministru este UDMR. Sunt propuse însă de către Absolut, da. Dar știți de ce mi-ați ridicat mingea la fileu? Pentru că ați spus că vreți la un moment dat să spuneți, uitați, cât am fost eu prefect, am pus două platforme de alea de nu știu ce. Da, foarte bine că nu ați spus voi, pune voi așa. Da, eu vreau să văd și un reprezentant al PNL-ului și un reprezentant al PSD-ului să spună, domnule, din cele 100, nu mai țin minte, 114 proiecte, iote, podețul ăsta, eu personal am fost și am luat banii pe Angel Salini. Că Angel Salini este proiect inventat de PNL. Păi au luat și pe PNDL-urile PSD-ului, ca să nu mă încurc în acronime. Da, și s-au luat și acolo. Și acum se iau. Iată, avem și PNRR-ul. Adică s-a schimbat în loc, denumirea. Da, în loc să ne bucurăm și să învățați primarii ăia mai cu puțină dorință de a scrie proiecte și cei care au 45 de angajați, dar nu știu să semneze, în loc să învățați să scrie proiecte și să câștige cât mai mult, vă bateți în cartoane pe Facebook. E o mare problemă, pentru că discutam chiar de scurt timp, chiar ieri, ca să fiu mai exact, discutam cu domnul director Asande, și îmi povestea că din 1.600 de milioane, dintr-un miliard 600 de milioane, încă nu s-au dat toți banii pe exercițiul bugetar precedent. Da. Adică chiar sunt bani. Da. Adică la școlile de vară, eu vorbesc foarte serios și glumesc cu școlile de vară. Să facem luăm, pentru că absorpția încă este mică. Da, adică eu înțeleg să se facă comunicare politică, eu înțeleg să se promoveze ONG-urile, eu înțeleg să se plimbe, nu v-ați dat demisia când ați fost la Târgu Neamț, eu înțeleg să se pot promoveze evenimentele, mă, dar învățați-vă și dumneavoastră, învățați-vă oamenii să scrie proiecte, pentru că sunt bani și acolo acolo se va vedea peste câțiva ani. Acolo se vor mai asfalta trei drumuri, acolo se va băga apă. Și la început, mă scuzați, toată infrastructura este învechită. Gândiți-vă că am vorbit despre poduri și drumuri, dar suntem într-o situație la fel de proastă și cu rețelele de canalizare și apă. Exact. Suntem la fel într-o situație proastă și cu, nu știu dacă cu cele de curent, dar multe vor începe să pice de acum, pentru că au zeci de ani de când au fost construite. Nimeni nu le-a acordat atenție, pentru că s-au focusat pe alte probleme. Și când triplat. O să pice, poate deodată, după cum vedem, spre exemplu, rețeaua de apă ne face mari probleme și vorbim de pierderi de 60-70% în orașe ca Piatra Neamț, ca Roman. Văzusem un raport dat pe Facebook de viceprimarul, cred că nu greșesc, de Roman, 57 sau 56% din cantitatea de apă reprezintă pierderi la Roman, ceea ce e mai mult decât jumătate, mi se pare. Eu știu că sunt mai mari. No, eu nu vorbesc chiar cu ceva foarte, foarte ferm. Bun, dar astea sunt probleme cunoscute, că apropo de da, sunt faptul că politicienii nu și le asum. Păi vă spun eu acum. Eu sunt venit în Piatra Neamț de 7 ani de zile, de 7 ani sunt cunoscute pentru mine problemele astea. Ce să vedeți? Sunt cunoscute din 2013. Nu. Pentru ziceam că apăreau într-un raport al domnului primar de atunci, Laurențiu Leoreanu, care un domn respectabil, acum este deputat și este în conducerea PNL, și care spune și atunci... Și dintre parlamentarii de Neamț, el și cu o colegă de-a dumneavoastră, sunt parlamentarii care mișcă. La inițiativa mea, din cele 12 sectoare în care este împărțită rețeaua de distribuție a apei în municipiul Roman, 10 sectoare se pot izola pentru a întrerupe furnizarea serviciului de alimentare cu apă pe zone restrânse, astfel încât să nu mai fie oprită apa în tot municipiul în cazul unei avarii. La momentul adică respectiv, existau soluții. Adică existau nu doar soluții, se și cunoșteau problemele. Mai mult, în 29 martie 2013, ce credeți? Problema apei romașcanilor pe masa prefectului. Cine credeți că o prezenta pe masa prefectului și cine era prefect? Nu știu. O prezenta domnul primar Leoreanu, care a cerut sprijinul prefecturii Neamț, la vremea aceea fiind prefect domnul George Lazar. A fost... Adică exact acești oameni care acum... Mare parte dintre ei țipă, cer demisii pentru nimicuri și care au avut posibilitatea în timp să facă ceva și nu au făcut, din păcate.
Ia uitați, problema apei de la Roman a ajuns și la Prefectura Neamț. Primarul municipiului Roman Laurențiu Dan Ionel a participat la mai multe întâlniri cu prefectul George Lazar și cu alți reprezentanți. Ca idee. Eu știu, v-am dat doar niște exemple. Eu știu perioada ulterioară, habar n-aveam de... nici nu eram pe atunci în Piatra Neamț, în Neamț. La Roman știu că, la un moment dat, totuși domnul actualmente deputat, fost primar la vremea respectivă, a încercat să se bată, să iasă din Adia cu Neamț, să meargă la cei de la Roman care aveau o infrastructură mai bună, promiteau mai mult. Știu că la un moment dat problema apei se rezuma, nu mai mi-aduc aminte, dar știu că am crezut că mi-au câmpii, la lipsa unei piese care era undeva la 100 de milioane. Deci oamenii din Roma stăteau pentru că nu era cumpărat o piesă de 100 de milioane. Frate, este de noaptea minții. Eu pot să vă spun altceva. Dacă aș fi răutăcios și aș fi un politician... Vă rog să și fiți. Aici scrie așa, în 27-a, 3-a de data asta. Problema apei de la Roman va fi prezentată ministrului Varga. Primarul municipiului Roman se va întâlni joi cu Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru ape, păduri și piscicultură, pentru a discuta pentru... Întâlnirea va avea loc la Prefectura Neamț, unde, repet, era fostul prefect, George Lazar, prefect. Ce vreau să vă spun, în perioada când domnul Leoreanu avea această problemă, conștientizată și asumată, era, dacă nu mă înșel eu, președinte de Consiliul Județean PDL, de aceeași culoare cu dumneavoastră. 2013. A prins aceasta. A avut o perioadă când președinte de Consiliul Județean PDL, a avut guvern PDL. Nu mai avea. A avut, păi nu, în perioada cât a fost primar. A fost mai multe mandate. A avut președintele țării, a avut parlament, majoritate. A avut tot. Nu, vreau să spun că a avut până la președinte de stat absolut orice. Pentru că Lucia Varga probabil că era PSD, nu? Adică, asta vreau să spun. Chiar putea să pornească ceva, cât de cât. Ori dacă n-ai reușit, că există și varianta asta. Păi nu mai ieși, dar nu mai ieși acum să mai reproșezi altuia care să chine. Tot prefectul e de vină și apa? Da, probabil că tot prefectul e de vină, da, pentru că e din PSD și apa Servu și cu toate celelalte. Deci astea sunt niște, tot ce vă prezint, sunt cu documente, cu declarațiile oamenilor, cuprinse în raport de activitate, adică nu poți să ieși acum să spui că n-ai știut sau că n-ai putut sau că n-ai avut sprijin. Că ai avut tot ce-ți doreai. Dar și acum probabil că ar avea dacă ar solicita, nu? Da, știți care mai e o problemă? Vorbim de conducerea unor partide și despre faptul că vorbeam la început, că am fost colegi între noi, cu mulți, că e o comunitate mică. Da. Știți că din eșalonul 2-3 oamenii nu se înjură între ei pe stradă, decât dacă puși de aia și nu mai au un control, că îi amenință. Știi, eu am făcut postarea aia pe Facebook, dar m-a pus de la partiță. Ok, înțeleg că nu poți nici astfel și trebuie să faci chestia asta. Să faci politica partidului. Dar nu-l înțeleg pe șeful tău. Pe unul mai mic îi dau credibilitate, îi dau circumstanțe atenuante, ce vrea el. Dar șeful tău nu poate să mintă în halul ăsta și să aducă acuze și calumnii până obosește. N-ai cum. Să știți că am făcut emisiune maraton, ar mai fi fost vreo două subiecte de discutat. O să vă chem altă dată, nu se va uita lumea la atâta. Dacă vreți, noi continuăm și rupem din bucăți emisiunea. Nu, vreau să mai spun un singur lucru, pentru că am văzut... Dar pe Piatra Neamț facem separat, deci nu spuneți nimic de Piatra. Să nu spun nimic de Piatra acum? Bine, nu vă spun, facem separat. Separat pe Piatra Neamț. Bine, dar acum o să audă și o să-i stresăm. Păi o să-i stresăm, păi să rămână stresați. Bine, bine. Mai vreți să adăugați ceva pe subiectele pe care le-am abordat astăzi? Nu, dacă ați spus că ne ocupăm pe de Piatra separat, că nu avem timp și le grăbim. Vreau doar atât să spun despre Piatra Neamț. Vă rog. Domnul primar, într-o emisiune, mi-a transmis cumva că ar trebui să vin eu cu proiecte, că eu să... Vreau să-i spun și i-am spus și personal de altfel, că nu mă interesează să pun bețe în roate administrației din Piatra Neamț. Eu locuiesc în Piatra Neamț, mai mult decât atât, mi-e jenă față de un om care mi-a fost și coleg să fac chestii neortodoxe, ca să zic așa. Nici n-am făcut, nici nu intenționez, nici nu stau să-l urmăresc, dar totuși când îmi cere mie să vin cu proiecte pentru Piatra Neamț, eu care lucrez la prefectură și care, spre deosebire de dumnealui, în subordinea căruia, directă sau indirectă, societățile, Consiliul Local, primărie, poliție locală și tot ce mai are în grijă, vorbim despre aproape 900 de angajați, eu la prefectură am 43.
N-aș putea nici dacă aș vrea... Dar aveți tot guvernul în spate. N-aș putea nici dacă aș vrea să mă apuc să-i fac proiecte domnului primar. Dar dacă aveți o idee, care are, este bine. Care e cumva printre cei mai mari angajatori, dacă e să ne gândim așa, din județ, cu salarii destul de bune în primărie și în celelalte societăți, și să discutăm să-i fac și munca lui. Adică cu tot dragul, dacă își dorește, când va fi campania electorală, dacă voi decide eu să candidez, că deocamdată nu am anunțat asta și tot mă propune el, văd, dumnealui și cu echipa PNL, sunt atât de stresați. Da, îmi fac lobby, dar văd că sunt un pic stresați. Păi alternează, vă fac și lobby și după aia și publicitate negativă. Cer demisia ca constant. Ca să vă puteți ocupa de campanie. Cer demisia constant, tocmai dintr-o disperare pe care nu o înțeleg. Deci nu am grijă a domnului primar, nici a muncii pe care o face. Pot să-i spun că sunt nemulțumit, ca și Pietrean. Și ca, pot să-i spun că am văzut că făcea referire la parcări, că 2 ani de zile a avut tot timpul să rezolve problema parcărilor. Bun, dar totuși dar a câștigat în primă instanță, n-am văzut motivarea, procesul este pe rol, vom face recurs, vreau să văd și eu care e motivarea și de asta nu mă pronunț, cum face dumnealui, care e foarte efervescent pe tema asta, dar oricum ca idee, procesul a început de vreo 2-3 luni, dumneavoastră, domnule primar, ați avut 2 ani în care ați vrut să faceți reforma parcărilor și ați ajuns cu ele tot la parking după 2 ani. Cumva nu fac bine, aceste conflicte nu fac bine în primul și în primul rând cetățenilor. Nu, ce am vrut să-i spun e că nu mă interesează activitatea dumnealui să-i pun bețe în roate, își pune singur suficiente, el și cu echipa dânsului, dar totuși, la prefectură sunt 43 de angajați care se ocupă de un județ întreg, iar cu probleme, cu calamități, cu poduri, cu drumuri, cu situații de urgență. Cu ucrainieni, cu criza refugiaților. Adică sunt suficiente probleme ca să mă mai intereseze ce face domnul primar împreună cu cei 850 de salariați, de la Salubritas, de la PubliServ, de la LocativServ, de la Perla Invest, de la Parking, de la Poliția Locală, de la DAS, din primărie. Foarte mulți. Adică nu știu dacă e vreun patron în județul neam care să aibă atâția angajați. Că se culcă liniștit noaptea, nu doar să aibă angajați, dar să culcă liniștit noaptea pentru că are salariile asigurate din banii cetățenilor. Eu recunosc, nu sunt chiar fanul numărul 1 al primarului municipiului Piatra Neamț, dar în același timp recunosc că intențiile dumnealui au fost bune. Deci intențiile de la începutul mandatului au fost chiar bune. El chiar a vrut să subțieze acest mare angajator. Numai că s-a încurcat iarăși în avize aprobări și cumva a fost depășit de situație. Serios, deci aș fi tentat să vă cred, dar trebuie să vă spun că din ce am citit în presă, site-ul primăriei, da, care presa este chiar dacă este o putere în stat, totuși suntem subiectivi. Site-ul societăților, Consiliului Local și al primăriei e credibil? Da, că e făcut bine și actualizat. Mi-au dat 1816 salariați, fără ultimii, erau vreo 30, am citit, care urmau să fie angajați și în ultima perioadă s-au angajat. Eu sunt perfect de acord și întotdeauna am spus că aș vrea să se mai elibereze primăria asta, pentru că eu nu mai găsesc loc la coafor între 8 și 16, pentru că toate doamnele numai în perioada asta își fac părul și unghiile. Deci, întotdeauna am fost... Dacă vrea, eu nu-i dau sfaturi, dar pot să spun ce aș fi făcut eu. Eu în locul lui, dacă știam că nu sunt bani, nu cumpăram mașină nouă Skoda Superb, pentru că puteam să merg și cu... Vă rog din suflet, nu cădeți în această pantă. Nu e o pantă. Eu vă spun ce aș fi făcut eu, ca să fiu credibil într-o perioadă dificilă pentru oraș, cu datorii pe care o cunoaște toată lumea. Punea două bănci de bani de pe Skoda. Sau ce dracu de mașină? Punea două bănci. Pardon. Nu știu dacă punea două bănci. Mă faceți acum să nu mai am răbdare pentru emisiunea cealaltă. Nu mai aveți răbdare pentru emisiunea cealaltă. Nu mai am răbdare, că mă provocați. Na, o să se oprească emisiunea, o să fie a doua emisiune. Au ieșit cu o altă invenție, cum că datorez banii pietrenilor. Cine a ieșit? A, dumneavoastră datorit? Da. Și o să vă explic și de ce. În perioada când am fost la PubliServ,
Este un proces, nu știu dacă s-a încheiat sau nu. S-a încheiat și l-am pierdut cu succes. Așa, deci dumneavoastră trebuie să dați niște prime de prime. A fost vorba de premii în bani. Premii. Și erau, cred că, 25.000, dacă nu mă înșel. Da. Precum și niște amenzi, pentru că au spus că au prezentat această situație ca și cum ar fi bani furați, pe care i-a furat Niță de la Publiserv și acum, vezi, doamne, îi datorează Pietrenul. Și am să vă spun în felul următor. Timp de 9 luni de zile am încasat salarii de vreo 60.000 de lei. Adică pe lună cât înseamnă? Era 7.000. Așa, deci 7.000 de lei pe lună, dar, în calitate de director. Dar cu tot cu acele premii care s-au luat, aprobate de către un CA. Un CA și... Dar da. Trecând peste asta, da. Societatea era pe plus, era un bilanț contabil, erau niște indicatori realizați. Și în urma contractului care exista, CA-ul a aprobat bugetar acele premii. De lux. Marile premii fiind 10.000 de lei și 20 sau 25. Da. În regulă. Deci, am încasat salariul și cu premiile vreo 70.000 de lei. În urma proceselor, s-a constatat că premiile nu erau îndreptățite. Nu discutăm. Da, justiția, deci trebuie să nu discutăm concluzia acele... instanței. Trebuie să dau premiile cel mai așa. Și în plus... trebuie să mai dau, în solidar cu alți directori care au fost, niște amenzi care s-au... Amenzi primite de Publiserv? Amenzi primite de Publiserv în urma unui control care spunea că... Control de la Curtea de Conturi. De la Curtea de Conturi. Așa. Și a mai fost ceva de pe ANAF, dar care era în instanță când am plecat eu, se judeca pe el, din urmă, cu niște reguli. Dar dumneavoastră nu trebuie să plătiți amenziile care au fost date pe lucruri care s-au întâmplat în perioada în care erați dumneavoastră director? Se pare că unii trebuie, alții nu, pentru că unul din directori n-a trebuit să le plătească, deși a fost câteva luni și el director. Dar trecând peste asta, așa cum spuneam, nu discut decizia instanței. Ceea ce vreau să spun este simplu, ca să înțeleagă și domnul primar. Am primit de la Publiserv salarii și cu premii pentru 9 luni de muncă, vreo 70.000, în urma proceselor pierdute, ca urmare a faptului că acele amenzi apuse către Publiserv au fost imputate directorilor și amenzi nu pentru furăciuni, ci pentru că n-a fost făcut un plan de management. Da, și curtea și ANAF-ul dă pentru oportunitate, absolut, tot felul absolut de amenzi. Da. Și atunci trebuie să plătesc, am plătit deja vreo 43.000 și mai am de plătit vreo 20.000 către Publiserv. Bani care nu au fost furați. Adică, mai concret, am muncit la Publiserv 9 luni și am încasat 70.000 și îi dau aproape pe toți înapoi, dar fiind niște bani care nu au fost furați. Acum, domnul primar, când prezintă această situație, trebuie să mai prezinte încă un lucru. În cele 3 luni pe care le-am prins eu de sezon la Publiserv... Da, adică de asfaltări sau de zăpeziri. Nu. Vorbim eu habar n-am când ați fost dumneavoastră director la Publiserv, în cer scuze. 2016-2017. În 2016, în iarnă, când nu se putea lucra, așa, și în 2017 până în luna iunie sau iulie. Așa. Am prins 3 luni de sezon. Da. Full în care se putea munci. Când s-a dat drumul la stația de asfalt și când au putut fi făcute, efectuate lucrări. Ei, în cele 3 luni, eu nu știu ce s-a întâmplat la primărie în ultimii 2 ani. În orașul nostru, dar pot să vă spun că atunci, și se poate verifica, tot ce vă spun se poate verifica, a fost așa, 13 reparații la spațiile de joacă pentru copii și se numerate toate. Ana Ipătescu, Nicolae Iorga, nu ne, vă rog, din suflet, nu ne lăudăm cu spațiile de joacă, nu ne lăudăm, care sunt normale. Nu, dar vă spun ce s-a făcut în 3 luni. Vreau să vă întrerup și să spun, când domnul primar se lăuda cu un spațiu de joacă extraordinar, unde și acolo a avut loc un accident nefericit, domnul primar de la Timișeș, coleg cu domnul primar de Piatra Neamț, inaugura nu știu ce aerodrom sau o sală sau ceva, deci un proiect foarte, foarte mare. Eu atunci am zis, sunteți de râs, sunteți municipiu reședință și faceți 7 poze pe Facebook, ați făcut un tobogan. Cum menționa că eu nu mă lăudam. Da. Acum prezentam un raport de activitate. Deci 13 spații de joacă. În 3 luni. Ele a fost ghinion, în 13. Probabil. Da. Străzi asfaltate. 28. Da. Da? În 3 luni. Integral sau? Integral, da. Plombe. Și vorbim, ea e Sadoveanu, Alea Plaiului, Armoniei, Stamatic. Nici pe asta nu le cunosc. Nu le pun pe toate, ca să nu așa. Vorbim despre plombe, 2500 aproximativ, 4285 de metri pătrați de plombe. Adică lucrări care s-au făcut în 3 luni. Și ca să vă mai dau niște cifre foarte importante, când m-au demis pe mine,
erau facturați de încasat 9 milioane de lei, 2 milioane de euro la vremea respectivă. Adică trebuia să dea primăria Publiservului. Primăria fiind cel mai important client și mai erau câțiva mai mici. Adică 28 de străzi în 3 luni, da? Cu celelalte, cu... Știți, nu pot să spun wow sau bau, pentru că habar n-am cât asfaltează Publiservul în 2021. Am văzut un articol când se anunța mare asfaltare în Piatra Neamț și era erau 7 străzi. Da, dați declarațiile oamenilor, cu ghilimele, cu... Adică să știți că presa este o treabă... Eu nu vreau să critic. Vreau doar atât să spun că ați pomenit despre Publiserv și despre... 9 luni de muncă, toți banii returnați primiți atunci, deci practic muncă degeaba și 28 de străzi asfaltate, dar nu mai vorbim despre celelalte, despre canalizări, spații de joacă și celelalte, 9 milioane de lei facturați de încasat, adică 2 milioane de euro, spre deosebire de următoarea concedere, care la fix un an avea de încasat 2.300.000. Acestea sunt cifre care se pot verifica și cel mai important, din anul următor a intrat pe pierdere Publiservul. Da, eu n-am înțeles de ce o societate care are toate premisele, dar acum nu mai este pe pierdere. Habar n-am, nici nu știu, nu urmăresc. Eu nu urmăresc, deci s-ar putea să știu doar așa dintr-o zvonistică, dar știu că a intrat pe pierdere să o perioadă. Să fie sănătoși și chiar le doresc să fie pe profit, pentru că nu știu câți au mai rămas din acea perioadă, când au vrut să mă schimbe din 105 salariați, 97 au scris o hârtie de mână pe care au semnat-o toți, fiind împotriva demiterii mele, și asta a fost un gest care... Pentru dumneavoastră a contat. A fost foarte mare, adică a fost imens. Puteau să scrie orice în ziare, să mă bălăcărească, să spun orice. Faptul că 97 din 105 de salariați și-au dorit ca eu să rămân, a fost fantastic. Mai veniți? Vin oricând, da. Mai vreți să mai spuneți ceva acum pe subiectele? Deja oricum emisiunea a fost una maraton, dar sper că a fost antrenantă, sper din tot sufletul că v-a ținut lipiți de, nu știu, de terminalele pe care urmăriți această emisiune online. Dacă vreți să mai spuneți ceva de intersecții, de drumuri, de poduri. Nu, cred că v-am spus în mare cam tot ce era important. Dar spuneți când se montează acele structuri pentru a cântări, veniți și ne anunțați. La platforme și discutăm de Piatra Neamț, mă pregătesc și eu pe Piatra Neamț. Discutăm și despre Piatra Neamț, da? Dacă vreți. Trebuie să vedem exact ce abordăm. Pentru că sunt foarte multe de abordat, dar o luăm așa, luăm matematic. Bine. Vă mulțumesc, dragii mei, mulțumesc, domnule prefect, până data viitoare, numai bine. Bună seara.